Salutare lume, eu sunt Narcis Gaming și bine ați venit la un nou episod de Raft. În acest episod mă gândesc să mai extind barca, adică pluta, și să mai adaug încă câteva modificări. Groza și m-a apucat că s-a trecut cu mâncatul. Mi-a ajuns să construiesc una de asta. Ce face aceasta? O punem în apă și această chestie, să văd eu unde s-o pun. Unde s-o pun? Ecco, bun, aici. Prinde lemnul care trece pe lângă ea. Adică prinde tot ce trece în ea. Sau foarte aproape de ea. Mi se pare că butoia nu poate să prindă. Uite acum e prins. Nu mi-a ajuns, mai trebuie încă o funie. Aha, am să mai fac încă una. Nu să nu o să fac de asta. Că tot am văzut că avem cartofi. Ce face asta? Păi plantează cartofi. Avem și simiți și nu le-am văzut. Și pentru asta îmi trebuie... Mai trebuie lemn. De curând o să înceapă și mâncarea ar să fileze. Mai bine pescuiesc ceva. Da, deja a început să fileze. Dacă am dat atâția pești, o să ajungă prăjiți.
da, n-am luat apă. Încă un cartof. Mă duc să-l plantez și pe acesta. Pun unul dintre eu să-l mănânc, altul o să fie plantat. Trebuie să mă ocup de menținerea mea în viață. Și acum să vedem prin mai trebuie să fac. Mai trebuie și am pe să fac frânghii. Așa am făcut destul de frânghii. Acum să fac și ăsta. Ce este ăsta? E... și n-am luat să-l pun deocamdată. Mai trebuie să mai extind zona plutei. Adică să mai fac un stâlp, două. Ăla e o zonă unde să pui copaci și copaci ne conferă lemn și avem și semințe. E prea aproape rechinul. Încearcă el ceva să facă. Deocamdată avem hrană suficientă. Desigur, apa se duce mai repede decât hrana, deci să bem multă apă. Doar nu mă atacă. Te-am văzut. Chirea al regletin. Crezi că nu te-am văzut ce încercai să faci? Adică eu sunt chior. Avem nivelul de apă aproape full, deci o să ne ajungă o vreme. Avem și cartofii făcuți. Asta înseamnă că jumătate din recoltă o punem înapoi să se mai facă.
Da, aici o greșeală acolo. O să iau eu toporul. Mai zis să fac un topor. O să-l fac și pe ăla. Acum nu trebuie stâlp. Ia, aici nu trebuie stâlp. Nici aici. Și acum să fac un topor, să vedem dacă am suficient ce trebuie pentru topor. A, stai că aici era toporul. Lipsește lemn și prânghie. Roza. Uite, lemn și poate și prânghie, dar mi se pare că mai trebuie ceva lemn. Am aici pe partea asta lemn. Da, să facem repede o frânghie și un topor. Păcat că nu o să ne dea itemele. Bun. Mai avem cartofi prinși. Atacă din nou ăsta. Tot acolo atacă pe regale și în pământ berechin. O să distrugă zona aia până la urmă. Bine, perfect. Bun, aveam semințe, da. Avem mai semințe, pe care nu merge plantat decât o sămânță. Dar în această sămânță o să iasă un pom. Ar fi cazul să prind ceva lemn să fac și un bufăr. Scândura. O să-mi trăiască ceva lemn, așa că trebuie să prind o groază.
Aurilon și Rechin în același timp. Lempurs Rechin. Nu o să-l pun jos, că nu este în siguranță jos, dar aici sus e. Păi să pun fierul, de semințe nu o să am nevoie, de astea nu mai am nevoie deocamdată. Bine, zi fier, deși el are altă denumire, e păsit ceva gen tablă. Pus pe toate în zona asta. Priviți, deja a început să crească. Acum este matur și o să îl tăiem. Și așa o să avem lemn, frunze. Nu știu, de cocos care ne dă semințe. Păcat că acest cufăr nu are memorie mare. Bine, memorie spațiu, vreau să zic, prin memorie. Mai vine un butoi, vine la tata butoiaș. Da, mă bucur de lemn. Și așa mai avem nevoie de lemn. Și cred că n-ar fi ideea rea să iau... fierul de aici. Ca să mai fac încă un stâlp 2. Nu, până la urmă, am mai atacat odată. Că văd o bucată distrusă. Trebuie să o reconstruiesc. Cine ar fi ideea să culeg și cartofii din nou? Aici se pot planta decât 3 cartofi, deci e nașpa faza, dar... E ajutor că nu se știe ce poți găsi în acest... De fapt nu se știe cât de...
dacă eu mai prind un pește sau dacă te lasă rechinul, vreau să zic. Trebuie repede să fac. Trebuie să mă să pescuiesc. Chiar trebuie să beau. Acest pește mă mai ia purul foamea deocamdată. Dar astea pești prins și o să-mi ajungă deocamdată. Da, am mai făcut încă una de rezervă și acolo sus, dar ca să și prăjească mai repede am făcut-o. Am apa full ca niciodată, multe drumuri, dar asta e.
Deci am și ăsta aproape full hrana. Deci asta înseamnă că mai trebuie să mai aștept că peștera să se prăjească și am hrana total, complet umplută. Și gata, am hrana completă. Și am, cred că am filmat destul. Vă zic cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!